Uite-te. Fii la adresa ta. Lasă-mă, nu contează. Nu, vreau eu. Te rog eu. Nu vreau. Nu contează. Fede, ca și mama ta, e urât. Este urât. Asta-i cuvinte? La adresa ta? Nu, o să fie și la și la adresa, așa și la adresa mea, o să fie. Știu, la adresa este ta. Este la postarea mea. Nu, eu vreau la adresa este ta. La postarea mea, țară și la adresa. Adresa ta eu vreau să văd. Țară ta cum? Atâta. Pentru că eu comentariile le știu, ăștia le știu. Da, dar e ok și... Nu, eu vreau să fie la adresa ta. E normal să-mi apărăs copilul ăla. Da, dar nu una modul ăsta. Să spânzure ce un lucru rău? Cum? Să spânzure? A jignit cu ceva? Pentru mine nu știu. Da, o să le arăt și la băieți, să vedem la ce zic. Dar așa nu sunt la adresa ta. Eu asta mă refer la... Eu n-am treabă. Eu mă refer la adresa ta. Ține-i la adresa ta, la eu. Dacă era la adresa ta, crede-mă că... un exemplu, în primul deci, rând, familia ta. Deci, ascultă-mă, e mama mea, la adresa ta, crede-mă, din respect, mă puneam în genunchi. În genunchi, nu ce ne ascultă, în genunchi. Așa e o prefăcută, el știe că a putut face această ființă lui Jador din gelozie și se abține mult să se arate adevărată fața, așa, de o lovit pe nimeni. Este frustrată, este multe. Nu sunt la adresa ta, la iveală ce fel de om este el, am cunoscut nu știu ce, stai să văd. Vai, dar unde sunt toate lucrurile? Când le cauți o pauză și mi le zici după aia, da? Bun. Da, te rog. Eu, Daian, la fel îi spun, ai vorbit cu soacra ta, eu întreabă, eu tot așa îi zic, soacra ta, soacra ta. Și eu posta zic mea tot soacră, așa de da. La fel îi zic. Oi, că crea și inima în Daiana când zice posta mea soacră. Da, normal, aici în emisiune vrem să pozăm în femei fatale și bineînțeles că nu folosim anumite... Nu cred asta. Da. Adică eu una nu. Da, nu ne dăm aici ceea ce suntem. Prea multe, iar am primit-o. Nici primit nu te dai ceea ce ești, bă, eu sunt. După părerea mea, de-aia pare că mă trăs, nu? Da, am clarificat. Da, fac ceea ce i-a spus unei doamne să ducă să spânzure, dar nu ei. Nu vreau să mă bag aici. I-a spus unei doamne să ducă să spânzure, dar nu ei. Bianca, da, nu vreau să mă bag aici în acest direct. De-aia nu vreau te las să zică. Bă, n-am lăsat să zic. Ela, de ce n-ai citit comentariul? De ce l-am citit? De ce nu l-ai citit aici, în emisiune? Nu, auzi, a intrat mama lui, doamna știe despre ce este vorba. Orice ar fi, Ela, familia nu trebuie să se bage în certurile online, nu se bagă nimeni. Uite, poți să întrebi pe cine vrei tu, când îți este jignit băiatul sau oricine, oriunde, spune că... Da, eu? Gabi, eu nu dacă sunt jignită. Dacă e jignit băiatul meu sau... Eu nu sunt jignită, eu n-am fost jignită, crezi? Oare nu te întreb la chestia asta? Ai fost jignită, n-am fost jignită. Și ție are cine, și ție are cine să-ți ia apărarea, crede-mă. A, prietena mea. Da, mama mea, crede-mă că... Dar nu permit familiei mele să vă jignească, nu v-a crescut ea. Nu v-a dat de mâncare. Băi, Livia, n-am o să-ți arăt ție, că nu pot. Aia vă zic. Vino să-ți arăt. O să ia numele Livian, să vezi că nu-ți la adresa ta. Asta e asta. Da, bun, dar să vezi părinții mei, cu numele meu, părinții mei, nu verișor sau așa mai departe. Ela, ascultă-mă, eu cred că și noi, la rândul nostru, când o să fim părinți, până atunci nu putem să înțelegem. Da, dar tu ai vrea ca mama mea să te jignească pe tine? Nu cred. E mama mea, numele meu. Solzariu, nu știu cum. Ai vrea? Nu cred. Așa? Și ăsta? Atât a făcut-o prefăcută. Atât! No. Deci, n-are ce să fie mai mult. Da. Eu mă cer cu tine, susținător, înțeleg. Noi am venit în competiția asta știind că avem susținător. Ok, eu știu că nu este normal, dar pentru că... Când a intervenit și prietena ta, de acolo prietena a mea și tot. Verișorul meu. Eu am un singur verișor, okay. Care mi-a fost ca un frate. Dar uite că verișorul tău sau cine a intervenit, bărbatul la prietena ta, tot a simțit nevoia să ratace puțin pe dar pe n-a trebuit să vă simțiți jigniți. N-a trebuit să vă simțiți jigniți. Dar minte că e sânge din sângele ei, logic. Bun. Că ar face eu am un singur verișor ei. Care se bagă pentru haideți mine. Pentru că unchiul lui nu i-am permis, pentru că are o vârstă și așa, deși n-a fost de acord niciodată cu ce s-a întâmplat aici. Mi-a zis, ce-s cu copilașii ăia, mă, cum își permiteți, bărbați sau ce sunt? Bine, n-am venit niciodată nimic, mi l-a cerut la telefon pe Gabi de atâtea ori, mi-a cerut la telefon, Ela, dar stai să nenumărați spun, bărbați. Să spun și eu ceva. Uite, poate că nu e pus tu, dar pe mine m-a sunat verișor de-al tău și știu. Cumva m-a amenințat în ghilimele, Răzvan. Pentru că nu păi, nu țin nicio amenințare, bun. Nu mi-e frică, în primul rând, stai să spun. În al doilea rând, nu știu. Da, Răzvan, hai să spun așa, Răzvan știe prin câte am trecut eu. Adică, da, a intrat prietenul tău. Dăm voie
un pic. Da, un pic. Știe că părinții mei nu ar face chestia asta, da? Mă rog, nu v-ar suna, nu, pentru că da, nici nu sunt mei nu vor chestia asta. Adică părinții mei știu doar câteva chestii, da? Ela, hai să zic ceva, Ela, dacă părinții tăi nu se implică, nu înseamnă că părinții altora nu se implică. Bun. Nici părinții mei nu se implică, dar nu am pretenția de la alți părinți să nu se implice. Bun. Eu știu pe fiecare se facă cum simte. Nu, dar eu vă zic că e dureros. Păi e dureros, dar și verișorul tău a simțit. Și el s-a luat, băi, de el. E normal. Eu m-am rugat pe verișorul mi-a timp, mi-am spus, mă, Răzvane, nu intra, nu spune nimic. Când a fost singura fază cu Turcu și cu Cătălin, atunci am zis, te rog frumos, spune-le că nu sunt singură pe pământul ăsta. Atunci. Ela, da. La tine, pur și simplu, el te-a căutat. Uite, eu n-am avut un conflict, oarecum, cu prietenul tău. Chiar am vorbit foarte frumos. Și a făcut fătără, a fost nervos, pentru că tu puteai să pui stop la această discuție. Tu erai singur. Tu, ca și iubit, bă, dar ea nu taci. Da, ea nu taci? Puteai să zici. Sunt toate fetele acolo și băieții. De câte ori ai avut un conflict cu ea, crede-mă că i-am atras atenția de, și i-am și spus că mă și despar de ea. Sunt multe care nu le înțeleg. E dureros să vezi că păpit-o copil e înjurat și de familie și de aia și să nu eu zic sunt nimic. Sunt și eu amenințată și sunt și eu vorbită, blestemată. Chiar Ela, citeam un mesaj oamenilor din producție că ne-am nimerit jos. N-ai cum să-ți pui bandaj la ochi. Și am zis, uitați-vă, să ard, să nu știu ce, dar nu mă doare, pentru că Dumnezeu pune stop vin. Ela, pe mine nu mă doare, că eu stau aici, pe ei îi dor, Ela. Da, dar eu nu te-am lovit pe tine, nu te-am jignit. Ela, nu zic de tine, Ela, nu zic de tine, Ela, nu zic de tine. Păi ce? Nu zic de tine. Că oamenii, dar nu poți opri. Păi nu poți opri, eu asta zic că nu-i poți opri, mă, Ela. Gabi, e vorba că pe ea o doare, n-am nicio treabă. Da, Gabi, dar în același timp nici mama ta nu ar trebui să se implice, pentru că ea o să-și ia și ea jignit la rândul ei. Mai grave. Aia zic, da, eu, situația a fost în felul următor. Înțelegeți? Ela a zis că i-a adresat ei cuvinte jignitoare. Și mie, nu jignitoare, la adresa mea mi-a zis, o să-ți arăt. Ela, am văzut, adică dacă sunt numai alea două prinsi. Nu, le-am găsit eu, ieri le-am găsit, le-am arătat pe tine. Dar nu mai ține nimic, până la urmă, există comentariile alea sau nu? Da, există, le-a văzut și el. Mi-a arătat mie, gata. Păi le-a văzut și Livian acum. Acolo nu zic, aia cu spânzuratul nu-i despre tine și singura chestie e că ești prefăcută, parcă. Adică de Livian sigur. Livian sigur, nu, păi dacă am o ceartă cu Bianca, într-adevăr. Și cred că de acolo a pornit tot, înțelegi? Și cum ar veni când am început emisiunea și Bianca avea acea jochiță camionul, doar a ei era albastră, a mea era roz și a s-o schimbat repede, știi, să nu cumva să avem la fel. Mm-hmm. Înțelegi cum suntem certate? S-a părut așa, știi? Sunt foarte sufletistă. Nu la suflet. Da. Știu. Da, zic, nu e că e așa. Și chiar mi-e greu, înțelegi? Asta, da? Da, și mulțumesc că ești lângă mine și mereu mă înveți. Ce te iubesc, mă. Unde erau? Și te iubesc jos. Ce te iubesc, mă. Și te iubesc foarte mult. Avem date. Tu, avem date? Da, să ți cer voi la cameră dacă mă las. Ce să facem? Camera magică. Ce date avem, mă? Amândoi. Să bem suc. Camera magică. Deci ce ne era de pe bune? Nu avea. Mă, ce date avem, mă? Unde să stăm, mă? Vino mai aici. Să ți cer voi la cameră. Camera magică. Poți să mă duc la Livian, te rog. Cameră. Mulțumesc. Te-a lăsat? Asta e pedeapsa. Păi și eu? Nu știu. Pot să-mi ieși la fete să mănânc? Vă rog frumos. Pot să merg, te rog. Pot? Mulțumesc. Pa, pa. Mergem în grădină, te rog. L-ai făcut pe Renat să se ridice aiure. Păi lasă băieții singuri. Vezi, de-aia m-am lăsat. Nu vrei să pap, cred că vrei. Vrei să pap tu. Nici eu n-am chef. Om lecțică. Dar tu vezi că exact mama m-a surtat? Da, aia mă uitam acum, că te-ai surtat. Și cu tine. De unde ți-ai luat cămașa asta, măi? Hă? Nu ți-ai luat cămașa. Dar stai că trebuie să dau pedeapsa lui Filip. Lasă că eu dau după aia. Aia, dai după. Holicelul meu la de unde era de zurce? Mamă, îmi vreau măsoa de mâna. Poftă mână. Hai să tu Renat pe aici. Dar lângă mine, dar măsoa, e urât rău. Dă-te de acolo, Bernat, să stea lângă Diana, Renat. Bă! Tu, ce, Filipan. Renată, fie ta. Mulțumesc. Pe lângă Diana. Ia mă, stai aici, mă. Mulțumim. Hai, iubi, că avem aici.
Eu nu vreau iubitul. Nu vrei, amândoi avem. Sunt cel rar, Ramona, vezi? Ai venit lângă Ramona, că e singur aici. Mulțumesc foarte mult. Ligi, au făcut? Îmi place, da. Mulțumesc. Să-i lângă Diana. Ligi, sănătate. Ce zici? La... De biță. Familia ta. Mamele tale. Da, și pe noi ne-a făcut. Nu știu. Da. Că eu văd. Nu neapărat că nu mă suportă. Dar știi care e faza? Uite, exemplu Ligi, da? I-am făcut, am făcut greșeala aia, da? Ea nu a tras linie și a zis gata, așa e. Ia și ce a făcut ieri, mi-a scris în pauză, hai să vorbim. Adică tot ea mi-a scris. După ce eu în emisiune am fost așa, i-a zis că nu mă interesează, nu vreau să vorbesc. Cu tine, știi cum trebuie persoana de lângă tine să fie și o prietenă și un iubit și așa, trebuie să fie răbdător. Știi? Și tu nu trebuie să faci din anii anumite chestii să-i arăți că ai ceva cu el sau cu da. De exemplu, cum e Ligi. Eu de asta am zis că tu te potrivești ca prietenă foarte bine cu Ligi pentru că tu faci anumite greșeli da. Când ești nervos. Da. Și Ligi e tipul de persoană care nu e greșit acum și gata, afară da. Din viața. Așteaptă să vadă. Exact, nu numai că așteaptă, și te forțează să-i dai anumite explicații sau da. Ea caută, chiar dacă ei tu să nu simte. Știi, caută să-i dai explicația, caută să fie bine între voi, dacă te simte, dacă nu te simte, da. Nu-i curioasă. Știi? Și de-aia, de fiecare dată, chiar dacă și Ligi vorbește și cum ar veni, ea preia subiectul, știi? Dar în cazul tău, când vorbiți voi două, eu am văzut-o mai ascultătoare cumva, știi? Să știi că ascultă. Da. Să știi că da, dar în afara emisiunii... Încă și tu asculți. Da, asta e că eu mai mult ascult eu în afara emisiunii. În afară și ea în emisiune. Da, și ea mai mult aici mă ascultă. Eu vorbesc mai mult aici, ea mai mult afară. Da. I-am făcut un lucru rău și tot oșotat, m-a ascultat. Tot ea a vrut să vorbească cu mine și asta și m-am gândit, băi, ar trebui să-i explic. Toată pauza m-am gândit să mă duc. Vezi, și mi-era rușine să mă duc. Oamenii de tipul să schimbă lumea. Da. Liviano! Noi? Bianca! Hai! Tu mi-ai spus că așa trebuie să fie. L-am văzut. N-am auzit. Salut, Filip. E șuncă. Bă, ce miroase șnițele și carnea sfârșită. Livian! Ce am observat eu? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.